Deci eu cu o curță pauză de aproape 2 ani unde am fost în aceeași poziție la cealaltă echipă din Zurich, la FC Zurich, sunt deja Da. de 9 ani la Grasshoppers. Da. Primul an am fost antrenor la echipa de U18 și după aceea numai în poziția de antrenor secund și analist video. Cunosc clubul foarte bine, cunosc toți jucătorii, mai ales că avem foarte mulți jucători tineri și cei de aici s-au hotărât ca să-mi dea mie șansa asta, cunoscând foarte bine echipa, cunoscând foarte bine tradiția, ce înseamnă Grasshoppers pentru tot orașul, ce înseamnă Grasshoppers pentru noi investitori din China și au zis că încearcă o soluție. Eu sunt deja al treilea antrenor anul ăsta. A fost o surpriză plăcută pentru mine, dar în același timp este și o onoare să fiu antrenor al Grasshopper Club Zurich. Care este obiectivul? Obiectivul este clar, este promovarea, deși locul 1 care promovează direct în divizia A de la noi, e deja la 15 pe fața noastră, dar locul 2 care permite să jucăm aici clubul de baraj este foarte realist, pentru că avem același număr de puncte și echipa de pe locul 2, slab, deci sunt 13 etape disputat, este totul posibil. Domnule Cadar, putem să vă vedem cândva antrenând și în România? Vă întreb pentru că sunteți unul dintre fotbaliștii, foștii fotbaliști care au plecat de mult din țară și, deși au fost buni și au avut performanțe, au fost cumva uitați. Ați rupt cumva legătura cu țara, parcă. Deci asta nu a depins de mine. Deci dacă m-a căutat cineva în acești aproape 25 de ani, am răspuns întotdeauna la invitații, nu au fost multe, dar n-am refuzat niciodată pe nimeni. Dar nu mi-a plăcut să fiu în față, exact ca și în poziția de antrenor secund. Încerc să fac treaba cât mai bine. Dacă sunt antrenor la junior sau la echipa mare sau antrenor secund, și cred că cel mai important e ca echipa să aibă succes și după aceea se vede automat și munca antrenorului.